Salutare tuturor! Istoria interviurilor neconvenționale capătă un nou episod în această seară și anume vom vorbi despre București. Fiindcă, după cum bine știm mai toți cei care suntem bucureșteni, fie ei din naștere, fie prin adopție, undeva în jurul mijlocului lunii septembrie, mai exact la 20 septembrie, există o zi de sărbătoare a capitalei. Și atunci ne-am gândit ca la interviuri neconvenționale să discutăm despre această zi a Bucureștiului, din totdeauna, din primul moment și până în ziua de astăzi, având alături de noi nu doar un cunoscut istoric, pe George Tafiliti, pe care mă grăbesc să o salut, ci și un martor, fiindcă o să vedeți de ce spun un martor. George Tafiliti a reușit și a trăit prin diverse regimuri pe care mulți dintre noi, despre care mulți dintre noi astăzi mai mult citim prin cărți. Mulțumesc încă o dată foarte mult că sunteți alături de noi. Și am să vă întreb direct cum e să fii bucureștean, doamnă, că dumneavoastră aveți și experiența și expertiza să ne spuneți chestia asta. Cred că o să fiu puțin demodată ca să mărturisesc că eu îmi iubesc teribil de mult orașul. Sunt născută la București, am făcut școala la Cuibu cu Barză, o școală adorabilă pe șoseaua Știrbei-Vodă, calea Știrbei-Vodă, în fine, și liceul Lazar, facultatea de istorie, și am apucat și o epocă pe care este irreversibilă, îmi pare foarte rău să o spun, aceea a posibilității de a te plimba, ceea ce francezii spun flâne, adică te plimbe agale pe străzile din București cu cineva alături și vorbești orice și te uiți, privești, comentezi. Asta este un lucru extraordinar. Sigur, am fost și eu tânără, mi s-a făcut curte, m-am căsătorit cu curtezanul meu de atunci și asta însemna, el era arheolog, cu soțul meu, să știți că am făcut kilometri întregi prin București. Asta s-a întâmplat în anii 1960. Pentru că puteam să facem lucrul acesta. Adică, plecam de pildă de la cimitirul Belu și mergeam agale până la Băneasa. Nu vă mirați, eram oameni tineri, eram sănătoși și puteam să mergem acești kilometri. Care nu sunt puțini. Care nu sunt puțini, dar, Doamne, astăzi este imposibil. Gloata de mașini, zgomotul infernal, absența practic a trotuarelor, pentru că pe trotuare stau trei sferturi din mașini, nu? Adică lucrul acesta a dispărut și a avut o consecință. Te înstrăinează de oraș, pentru că nu ajungi să-l mai cunoști. Eu mai ies sâmbăta, duminica, când mai sunt restricții colo-colo, știți, devin străzi doar pietonale și atunci nu-mi vine să cred. Vă spun sincer, nu-mi vine să cred. Cum să-ți iubești orașul? Și aici dați-mi voie să-l citesc pe bunul meu prieten Neagu Giuvara, care spunea, dragă, noi mergem în București ca porci, cu râtul în jos. Tot timpul ne uităm să nu fie o groapă, să nu fie o țeavă ieșită din caldarând, din asfalt, care e așa, de 4 cm, nu mai bună să cazi și să-ți rup gâtul, știți? E o poveste. Dar, dincolo de asta, vă repet, eu îmi iubesc orașul. Am să încerc să vă provoc și să profităm de experiența și de cunoștințele dumneavoastră și pot să vă propun să începem de la legenda fondatoare a întemeierii Bucureștiului, fiindcă mai toți am auzit la școală că e unul, un cioban, a fost un cioban bucur, numele căruia se leagă întemeierea Bucureștiului. E poveste, e o legendă frumoasă, dar cât de mult ține și ca... Legendele, sigur că pot să aibă un miez de adevăr și legenda e foarte frumoasă și biserica care îi nemurește numele, aș zice că și ea e frumoasă, dar săraca de ea e tare înghesuită acum de o mulțime de blocuri. Trebuie să-l lăsăm pe acest bucur ca întemeietor. Mai există și altă legendă, că de fapt numele vine de la cuvântul bucurie. Pentru că toată lumea, și localnicii, și observatorii străini, să știți că au fost impresionați de un fapt. Și acum 500 de ani și în zilele noastre. Bucureștiul e un oraș foarte vesel. E un oraș care
la petrecere e foarte, foarte dispus. Sigur, nu mă refer la 100% din populație, dar majoritari, oamenilor le place să petreacă, le place să iasă afară, la un spectacol, la o priveală, cum se spune în documente. Totdeauna se întâmplă ceva pe stradă care te atrage pe tine, bucureștean, și ieși să vezi ce se întâmplă. Vrei să vezi o geamală, asta e o păpușă uriașă, așa de 5-6 metri, care are înăuntru două persoane, doi bărbați, care manevrează niște sfori. Ieși la urs, ieși la câinele căruia îi atârn de coadă o tinichea, adică orice lucru care iese din firesc, din monotonia cotidiană, e bun ca spectacol pentru bucureștean. Și așa se face că Bucureștiul este orașul bucuriei. Faptul că nu există documente, știți, în foarte lunga mea viață am fost martora sau a trebuit să răspund la niște întrebări de care vă puteți minuna, domnule. Vă vine să credeți că au venit de la Comitetul Central, eu am lucrat o viață întreagă la Institutul Iorga, al Academiei. De-aia vă spuneam că sunt așa delegată. Cel specializat de istorie. Sigur că da, Institutul, în sfârșit, nava amirală a istoriografiei române, cum se spunea. Și lucrând acolo, sigur că eram tot timpul întrebați de la Comitetul Central de diverse lucruri. Și au venit să ne ceară fotografii ale lui Decebal. Și sigur că noi am rămas interziși de unde e fotografii. Păi cum, tovarășa, ce e asta? Înseamnă că sabotați politica, bla bla. Deci, vă dați seama că se puteau pune și asemenea întrebări. La fel, erau oamenii absolut, mă refer la activiști, erau absolut indignați că nu existau documente. Și dacă se poate să fie, știți, și tipărite și scrise așa cu litere de o șcheapă, ca să recunoască toată lumea, nu? E, cum nu ai documente pentru istoria Bucureștiului? Dar noi trebuie să ne gândim, chiar sub ochii noștri, să distrug foarte multe. Închipuiți-vă cât s-au putut distruge cu 400, cu 500 de ani în urmă. Nu vreau să vă înșir. În zilele noastre, mai mult sau mai puțin acum, câteva zeci de ani, să fac niște săpături, să descoperă niște lucruri colosale și acele lucruri dispar. Deci, e o treabă simplă. Dar mai sunt incendii, mai sunt inundații, mai sunt năvăliri. Și atunci, documentele ca atare, care atestă viața orașului, nu le avem decât din vremea lui Vlad Țepeș, pe cum știți foarte bine, și acesta e, dacă vreți, un certificat de naștere al orașului nostru. Și îmi face plăcere să vă povestesc o mică istorie în legătură cu... Abia aștept. Fiindcă mie îmi place că stăm sub semnul lui Dracula, nu știu altora, dar mie personal îmi place. Dracula e un personaj fabulos, sigur că a fost exploatat la maximum, dar actul acesta este o realitate. Și nu ai altul mai vechi care să ateste istoria Bucureștiului. Și să știți că sunt unele conotații foarte interesante. Acolo e vorba și de un negustor grec, un Andrei. E foarte interesant. Grecii încep să vină după căderea Constantinopolului, deci 1453, nu? La câțiva ani după cădere încep să vină. Că vin în grupuri, că vin în familii, vin foarte mulți. N-au rămas toți la București, dar... Totuși, spațiul românesc trebuie considerat a fi fost un liman pentru ei. Asta este altceva. Acum, suntem acum vreo 40 de ani și acest act, care e foarte interesant, se păstrează la Muzeul de Istorie a Orașului, bla bla, sigur, s-a găsit cu cale să-i se facă o copie. Ca acea copie să fie arătată în toate părțile, cum se face totdeauna. Și noi am avut o colegă extraordinară, specialistă în facsimilări. Este o artă de un rafinament cuceritor. Și copiază ea, bineînțeles, materiale, niște un soi de mătăsărie adusă din Japonia, tot felul de fibre de la Viena, era înainte de Revoluție. Și totuși autoritățile comuniste au adus acest material scump peste măsură și rămăsese la sfârșit
erau niște șireturi de care era prinsă o pecete de ceară roșie. Și colega noastră, Olivia Strachină, drăguța de ea, avea nevoie pentru reproducerea acestor șireturi de anume fibre. Ploua afară, eu aveam umbrela. Să uită, zice, astea sunt. Și am tăiat șiretele de la umbrela mea și ea a fabricat toată treaba asta. Lucrul a ieșit așa de bine că, pe urmă, multă vreme, lumea nu se lămurea care e original și care e copia. Sigur, o să spuneți, păi cum, 3 carbon 14? Astea sunt alte povești, evident că se știa care ce este. Dar vreau să vă spun că aceste copii de documente, mai ales când sunt de asemenea valoare, sunt foarte binevenite. Sigur, dacă ați fost în Anglia, ați văzut Magna Carta, la fel, e deschisă, te uiți la ea, nu da, e cea originală. Așa e că... absolut impresionantă. Sigur. Ca și la american, Constituția sigur și așa mai da. Departe. Sigur că da. Adică simți, domnule, că parcă ai fi martor și contemporan, nu numai martor, absolut, la contemporan cu evenimentul acela. Și să știți că noi am mai făcut un lucru. Acum n-are rost să vă invit, pentru că povestea el a trecut, s-a consumat. E vorba de niște întâlniri pe care le-am făcut la Arhivele Statului, tematice, documente medicale, documente militare, documente muzicale, pe care le prezentam, erau documentele originale. Și dacă vreți, originalitatea și șarmul acestor întâlniri, știți care a fost? Că totdeauna vorbea, eu moderam treburile astea, n-am lucrat la arhive ca salariat al lor, ci ca cititor. Moderam poveștile astea și venea un personaj știutor într-un anume domeniu și prezenta documentele muzicale. Și se făcea o expoziție care era numai pe durata conferinței. Asta, să știți, că a atras foarte multă lume, pentru că aveai ocazia... Odată să vezi, să ai manuscrise Dimitrie Cantemir cu muzică turcească. Pentru că el le-a făcut turcilor sistemul muzical, știmele. El este autorul acestei muzici scrise a turcilor. Și, evident, un profesor foarte, foarte știutor ne-a explicat cum e și cum anelele, cum au apărut în spațiul oriental, cum au fost aduse de țigani la noi, lucrurile foarte interesante. Dar revenind la această expoziție de câteva ore, să vezi totuși hrisoave privind Bucureștiul, să vezi documente de toate felurile, să vezi rețete medicale de la 1810, să știți că nu-i puțin lucru. Chiar deloc. Și... trebuie să fi fost foarte interesant. Poate se vor mai relua vreodată. O să le reluăm și nu, e un motiv obiectiv, adică se restaurează clădirea arhivelor de peste drum de Cismigiu. Ăsta e motivul pentru care nu se continuă. Da. Sigur, sigur că da. Sigur că da. Ce v-a rămas în minte din copilărie legat de București? Fiindcă ați traversat copilăria cu ultimii ani ai... regilor, ca ultimul rece, și după aceea brusc lucrurile s-au schimbat. Am locuit într-un cartier foarte simpatic. Acum, sigur că fiecare, dumneavoastră știți cum e o școală. La școală se adună copiii din Mahala, nu? E, școala asta cu Barză era încântătoare. Aveam și clase, eram separați, fetele de o parte, băieții de o parte. Pe urmă, clasele s-au mixat. Dar... Unde mai există această școală ca să o avem în fața ochilor? Este pe Știrbei Vodă. Așa? Unde? Cazul? E foarte simplu, între tribunal. Știți că e un tribunal. Da. Sunt două sau trei case. Pe partea tribunalului este această școală, înainte de Berzei. Perfect. Acum a devenit școală de muzică sau nu știu ce și a pierdut din farmec total. Dar eu stăteam pe strada Macedonia și acolo erau, dacă vreți, se adunau câteva zeci bune de copii. Am cântat în corul radio, pentru că în susul străzii mele
era faimosul dirijor al corului de copii, Ion Vanica. Și Ion Vanica, bineînțeles, venea din casă în casă, aveți un copil? Ia puneți-l să zbiere, acum să văd dacă are ureche, dacă are voce. Și ne vâra în sigur că da, în corul de copii, ceea ce era un lucru extraordinar. Pe urmă, eram destul de departe, destul de aproape de terenurile de tenis de la Facultatea de Drept. Știți că în jurul facultății, așa. Și acolo era un maestru, Caralulis, profesor, dacă vreți, de tenis, și toți părinții doreau să-și școlească în domeniul ăsta puțin copii. Și atunci toți ne-am dus acolo și eu nu spun că am devenit tenismen, dar am jucat. Am jucat și ne-a făcut plăcere. Știți? Pe câteva terenuri care sunt istorice. Sunt istorice. Și Caralulis e un nume. Nu-i așa? Nu-i așa? Și toate lucrurile astea, să știți că creau o anume coeziune. Mie asta mi se pare că am pierdut. N-am pierdut numai noi, am pierdut lumea întreagă. Este această înstrăinare. Vedeți? Acolo, în răstimpul acela concret, eu am intrat în școală în 1945. Imediat după război. Imediat după război, ce trebuie să fi fost. Dar am avut o șansă. O șansă pe care n-au avut-o mulți. Dumneavoastră știți că până s-au lămurit lucrurile să intrăm total în sfera rusească de influență, a mai fost puțină percepție occidentală la noi. Câțiva ani de respirație. Câțiva ani de respirație. Mai rejeră. Sigur că așa se face că la școala unde am învățat eu, metoda de predare era metoda Montessori. Asta era o pedagogă italiancă, o femeie foarte deșteaptă, pentru că în prima zi de școală, să știți că noi n-am avut tăbliță de asta să faci liniuțe și punctulețe și cerculețe și nu știu ce. Nu. Fiecare a avut un maculator, nu un caiet, un maculator. Deci, un caiet fără linii, nu? Așa. Cu foi și alb. Un stilou. Da. Și în față o etichetă mare cu numele. Și toată ziua ne-am dus pe la ora 9 și am stat până la 12, n-am făcut decât să ne pictăm numele. Și când am ajuns acasă, și vă dați seama, eu am 85 de ani, când am ajuns acasă, știți ce știam să fac? Știam să mă iscălesc. Păi eram în al 9-lea cer. Cine era ca mine? Învățasem 3 ore, n-am făcut, și toată lumea a făcut același lucru. Și această inițiativă pe care învățătorii noștri ne-au transmis-o, ne-au impulsionat să o continuăm, să știți că a făcut din această metodă, care s-a reluat acum în spațiul românesc, să știți că a făcut ca, aș zice, mai mult de 3/4 dintre noi să ieșim, eu nu spun cu talente extraordinare, dar cu mare manualitate, cu aplicare, pentru desen, pentru pictură, pentru împletituri, pentru tot felul de lucruri din astea care fac viața frumoasă. Așa este. Cum erau bunele maniere pe vremea aia? Cum au evoluat ele? Cum vi se par astăzi? Ei, știți, de obicei un om în vârstă începe să critique. Vai, maică, tine! S-au schimbat. Nu. Eu cred că noi trebuie să fim rezonabili. Sigur că, gândiți-vă și dumneavoastră, la începutul secolului 20, femeile umblau cu corset, în rochii splendide, dar destul de rigide, cu pălării uriașe, a te expune la soare era o indecență și așa mai departe. Pe urmă, în lumea de la un anumit nivel, evident că erau niște reguli de politeță, vă vine să credeți? În familia, nu numai în familia mea, în toate familiile de oarecare nivel, o fată de 15-16 ani nu putea să iasă singură pe stradă neînsoțită de un frate, de un văr, de o dădacă, de o guvernantă. E, sigur că lucrurile acestea au încetat. Și știți ce s-a întâmplat? Există niște momente în istoria lumii care schimbă societatea.
Și din păcate aceste momente sunt groaznice. E vorba de război. După primul război mondial s-au tăiat poalele. Dumneavoastră vă dați seama? Toate femeile aveau rochii lungi. Lucrul s-a întâmplat chiar puțin înainte de război. De ce? Pentru că industria de război a cerut mână de lucru. Bărbații erau pe front și atunci au intrat masiv femeile. Ce să faci cu poalele alea? Cum să te duci dimineața la 7 să fii la fabrică? S-au tăiat poalele, s-a anulat corsetul și așa mai departe. Și relațiile între oameni s-au apropiat, adică toată ceremonia de adresare s-a atenuat foarte, foarte mult. Iar după al doilea război mondial, sigur, a fost o vreme când ne-am reîntors spre Occident, fiindcă România e totuși o țară prin excelență europeană, nu? A venit teatrul american, care ni s-a părut extraordinar și am avut câțiva actori, am avut o perioadă 45-48 nemaipomenită. Să vă spun un lucru, această școală Cuibu cu Barză, toți copiii la sfârșitul anului făceam și spectacole de teatru. E un lucru obișnuit, da, da. Nu? Eu mă mândresc și îmi pare rău că acum nu-l mai pot lua ca martor pentru că nu mai e în viață. Printre colegii mei era și fiica peruchierului de la Teatrul Național, domnul Romaniță. Și asta înseamnă, în limbaj vulgar contemporan, că aveam o pilă la Teatrul Național. Și așa se face că montăm la școala Cuibu cu Barză piesa Ursul a lui Cehov, e o piesă absolut adorabilă, cu un actor care atunci era în emergență, care pe urmă a devenit marele maestru, Radu Beligan. Și parteneră de joc, închipuiți-vă că i-am fost eu. Eu mă grăbesc să spun că n-am talent de actriță, dar nici lumea nici nu cerea prea mult. Erau acolo câteva zeci de părinți care se holbau la odraslele lor să vadă cum se mișcă ăla, cum se mișcă ăla. Dar, peste timp, am avut ocazia să discut chiar la Teatrul Național. A fost o aniversare a marelui teatru și să-i amintesc maestrului Beligan de povestea asta. Am făcut haza amândoi, vă dați seama. Adică se întâmplau în continuu diverse lucruri în cadrul acestei școli Montessori care țineau atenția vie și care, nu știu cum se întâmplă astăzi, dar eu trebuie să vă spun că în momentul când trebuia să plec la școală, băteam din picioare și făceam puțin scandal, mai repede, mai repede. Abia așteptam să ajung la școală, fiindcă se întâmpla în continuu ceva acolo. Și ceea ce se întâmpla era minunat. Nu mi-aduc aminte să fi fost pedepsiți cu bătaie, cu linie la palmă sau prostii de astea, sau să te duci în colț, să stai în genunchi, pe nuci sau, Doamne ferește. Învățătoarele noastre, drăguțe, binevoitoare, atente, le întrebam tot felul de prostii. Dumneavoastră știți foarte bine, copiii pun întrebări. Sigur, când ai 4 ani, dar de ce? Dar de ce? De ce iese soarele? De ce e soare? De ce e seară? De ce e paharul ăsta plin? Dar pe urmă întrebările se complicau și necesitau un răspuns. Totdeauna l-am căpătat. Răbdător, zâmbitor și profitabil pentru noi. Am să vă rog să urmărim parcursul dumneavoastră și la liceu și la facultate, fiindcă ele au prins o schimbare de regim și care nu cred că a fost deloc ușoară. Să vă spun ceva, sigur că n-a fost ușor. De pildă, eu veneam dintr-un mediu burghez, dacă vreți, mai aveam și o tinichea de coadă care m-a urmărit până la Revoluție. Închipuiți-vă, mama mea era croată. Ori a fi croat în România anului 1949-50, automat însemna că erai un spion al lui Tito. După ce îl primisem pe Tito cu surde și țimbale,
ne certasem cu el, să certaseră rușii, da, știți, da, foarte, da, bine povestea. Și atunci, sigur că toți ăștia, toți străinii, mama fusese până în 48, pașaportară. Toată familia ei trăise aici, pașaportară. Și în 48, fiind căsătorită cu un român, având un copil, sigur că a rămas aici, a optat pentru cetățenie română și, dar a fost privită cu mare suspiciune. Un lucru care m-a uimit și care, să știți, că a fost propriu multora, și anume această dihotomie, această dublă abordare a realității. Una la școală, una acasă. De pildă, eu aveam o maică catolică care locuia la noi. De ce? Pentru că se desfințase Notre-Dame de Sion. Aha, și Mère Marlène nu mai avea unde să stea. Și atunci a intrat în casa noastră și aș zice că s-a ocupat oarecum de mine. Deci, din 48, timp de 10 ani, Mère Marlène a făcut parte din familie, a stat cu mine și m-a învățat franțuzește. Englezește m-a învățat doamna Marguerite Topol. Dar eu la școală învățam limba rusă. Asta, fiindcă dumneavoastră ați abordat acest aspect al schimbării regimului. Trebuia să înveți limba rusă? Învățai. Ieșisem de la școala asta și acum eram la școala la liceul Lazar. Trebuie să vă spun că eram copiii dracului. Cum adică? Păi, să vă spun de ce. Nu vroiam să învățăm limba rusă. Primul profesor a fost un popă, că și ăștia erau disperați. Dumneavoastră vă dați seama, de la un an la altul găsește câteva sute de știutori de limba rusă. Și lucrurile s-au dres încet, încet, mai cu o tinerică nostimă, mai cu un popă care știa totuși rusește. Și la liceu, la Lazar, n-a fost vorba de o înțelegere, de o conspirație a noastră. Copiii dracului, nu vroiam să învățăm rusește. Nu știu să vă spun de ce. Și mi-e rușine să spun, pentru că dincolo de ce se întâmplă astăzi în lume, simpatii sau antipatii pentru, mă rog, dictatura care există în Rusia, limba rusă totuși e o limbă vorbită de milioane de oameni, a dat o literatură fabuloasă, e o limbă străină pe care e bine să o înveți. Nu ne intra în cap chestia asta. Și de aceea, când am terminat și facultatea și am ajuns în Rusia, nu înțelegeam două vorbe. Asta a fost o treabă care, să știți că nici părinții mei, care erau foarte blânzi, foarte înțelepți și discutau cu mine toate cele, nu m-au putut convinge. Zic, dacă știu franțuzește, dacă știu englezește, citesc italienește, lasă-mă în pace. Da, e o limbă străină. Da, nu vreau, nu-mi sună bine. N-a fost un lucru înțelept. Pe urmă, să știți că a mai fost ceva. Asta tot din cauza peisajului schimbat. Dumneavoastră, gândiți-vă că noi am avut un sistem de învățământ căruia i-a pus bazele Spiru Haret și pe care l-a ameliorat mai mult, l-a îmbunătățit, l-a făcut și mai bun Dimitrie Gusti. Ori asta însemna că se învăța foarte serios. Un absolvent de liceu, așa era făcută programa, eu nu vreau acum să critic programa actuală, că nu ajungem la niciun rezultat. Da. E o realitate și trebuie să o înghiți, că n-ai ce să faci. Ori, în momentul acela, adică în perioada interbelică, acești absolvenți de liceu, să știți că ieșau cu o formație foarte solidă, cunoscând câteva elemente din fiecare materie, suficiente ca să fie niște oameni puternici. Și asta îi făcea să nici nu dea toți năvală către facultăți, către facultăți, către facultăți. A fost un lucru extraordinar. Ori, după război, și la liceu și mai ales la facultate, n-a mai contat
profunzimea materialelor, a programelor, elementul esențial a devenit dosarul. Și dosarul acesta ce însemna? Aveai cea mai extraordinară șansă dacă printre bunicul sau tatăl sau unchiul sau o rudă oarecare fusese ceferist. Ceferiștii erau titlu de nobleță în România anilor 50. Era extraordinar. Și dacă tatăl fusese medic, farmacist, economist, inginer, avocat, erai burghez. Mm-hmm. Și atunci nu prea conta. Puteai tu să înveți foarte bine și profesorii erau oarecum avizați să nu se arunce să-ți dea 10, chiar dacă meritai. Lucrurile acestea, sigur, la liceu au contat foarte mult, dar, Doamne, au contat și mai mult la facultate. Pentru că erai repartizat la București, dar puteai să fii repartizat la Kirpăr. Știți ce e asta? Nu. Kirpăr este un sat undeva lângă Brașov, într-o zonă mocirloasă, unde oamenii merg pe catalige. Oh. Acum s-a rezolvat povestea, dar atunci când am terminat eu facultatea, în 1961, eu trebuie să vă spun că am fost o studentă foarte bună, nu stau să vă aduc diplomele. Eu am ieșit prima și am fost repartizată la Institutul Iorga. Treburile au fost simple. Dar în momentul când eram în facultate, eu eram șefa de an profesională, dar noi aveam un secretar de partid și nu mă iubeam cu el deloc, coleg cu mine. Și ăla, când am intrat la comisia de repartiție, zice, sper să te trimită la Porumb, la Cocean. O urare de bun simț. Adică povestea asta a contat foarte mult. Și pe urmă a mai fost ceva, eu le vorbesc în dreapta, în stânga de chestiile astea și lumea se uită ca la o ciudățenie, dar să știți că a fost o realitate. Nici nu știu să vă spun dacă și în alte societăți se întâmplă, dar probabil că e mai acuzată această practică în societățile totalitare, și anume delațiunea. Pentru că, vedeți, repartizată fiind la Institutul Iorga, Institutul Iorga își are sediu pe, știți foarte bine, în Piața Victoriei, pe Bulevardul Kiselev, numărul 1. Și prin natura meseriei noastre, acolo aveam biblioteca mare a lui Iorga, dar trebuia să ne ducem la biblioteca Academiei toată ziua. Și pe această cale a Victoriei ne țeseam ăștia de la Iorga toată ziua, toată ziua. Când ajungeam la biblioteca Academiei, stăteam de vorbă acolo, era un bufet, ce plăcut era, discutam, mi se usca gura. Și uneori se întâmpla ca printre ăștia care căscau gura erau și străini. Și vin niște franțuzoaice să ne întrebe ce faceți, pe unde lucrați, banalități din astea. Nu știu, s-a interesau de niște școli care funcționaseră, gen Notre Dame. Și eu îi spun unei franțuzoaice, zic, eu îmi petrec vacanțele în Transilvania. Mergând pe ideea că dacă îi spun ăsteia că mă duc în satul cutare, n-are de unde să știe, dar Transilvania era zonă mare, nu știu ce. Un coleg turnător aude spusa mea și se duce și mă toarnă. Și asta s-a lăudat că pleacă cu vasul Transilvania să facă o călătorie pe Mediterană. Ce era vasul Transilvania? Era un vas românesc, funcțional, numai pentru securiști, numai pentru activiști, numai pentru oamenii regimului. Iar eu n-aș fi ajuns niciodată să mă plimb cu el, știți? Ironia istoriei. Chestii de felul acesta. Deci, noi am trăit într-un sistem din ăsta puțin anapoda. Și o să ziceți, bine, dar totuși ați ieșit vii și uite, vă manifestați. Sigur că da. Pentru că, să știți că au existat chiar în jurul cuplului prezidențial, Nicolae și Elena Ceaușescu,
Să știți că au existat niște oameni care cu multă răbdare, într-un fel niciodată nu se va ști ce a fost în sufletul lor, au căutat să-i tempereze. Că au fost și unii care i-au incitat, fără îndoială, dar au fost și unii care le-au spus, stați puțin. Și am să vă dau un exemplu. În 1988, Institutul Iorga, Institutul Nava Amirala Istoriografiei Române. Avea o problemă, da. Așa. Mare. Eram nemaipomeniți, legături cu străinătatea și nu știu ce. Și avem o ședință de sindicat, ședințele și de sindicat și de partid și toate ședințele, sigur că aveau un caracter formal. Și tu pe sub masă mai citeai un pari match, chiar dacă era vechi, dar acolo erau tot felul de istorii, de povești, de astea. Cunoașteți revista foarte bine, nu era ceva nici periculos, nici nimic. Era o prostie mondenă și era mult mai interesantă decât ce spunea oia de la tribună. Și vine un coleg al nostru și zice, uite, am făcut o monografie despre Matei Basarab. Și am făcut o dedicație către tovarășul cu T mare. Dar la sfârșit i-am scris, nu distrugeți satele românești. Aici, în sală, e vreunul care o să mă toarne, dar noi trebuie să luăm atitudine istoricii. Fiindcă dacă se distruge satul românesc, este afectată fibra intimă a poporului român. Sigur că am tresărit toți, că de unde știți, să vota, să mergem la mare, că sunt 7 bilete pentru munte, că sunt prostiile de sindicat, am tresărit toți. Și a început o discuție. Aveam și noi perietorii regimului. Nu e adevărat că și în Germania satele s-au distrus și acum sunt case mari și solide și... În Germania era cu totul altceva, era inițiativă particulară, ori aici se distrugeau satele și erau țăranii urcați în niște blocuri și cu umblătoarea la 100 de metri, vă dați și dumneavoastră seama, niște nebunii. Sunt satele din jurul Bucureștiului. Otopeni este o mostră de inițiativă din asta. Și atunci noi aveam niște colegi turnători. S-au făcut două turnătorii. Una foarte superficială, că fata era puturoasă, alta, băiatul, foarte meticulos, a spus tot. Cine ce a zis, cum a zis, dacă și-a holbat ochii de interes, dacă a stat cu capul în jos, cine știe ce făcea pe dedesubt. Și Elena Ceaușescu a fost așa de îngrozită de povestea asta, pe care a taxat-o de răscoală, nu? Eram în 1988. Știți ce a făcut? Să fie desființat Institutul Iorga. Da. Și a străit sub amenințarea asta câteva luni. Directorul, care era un tip absolut extraordinar, Ștefan Ștefănescu, sigur, acum nouă ne e foarte ușor. Era membru în Comitetul Central, a doua zi după Revoluție, trei colegi l-au dat în brânci afară. Astea sunt prostiile noastre. Dar omul ăsta, să știți că ne-a apărat pe toți. De ce? Pentru că iar revenind la situația asta de a viețui într-un regim dictatorial, fiecare avea o bubă din punctul de vedere al autorităților. Aveai rude în străinătate. N-aveai cum să nu ai bubă. N-aveai cum. N-aveai. Așa. Tata, bunicul, unchiul, fusese în partidul cu tare. Dom'le, eram toți, aveam câte ceva. Ori el ne-a ocrotit și am stat acolo, bine, mersi. Directorul a dispărut. Toată lumea, ăștia întrebau nebuniți unde e. Nu e. El a așteptat să se liniștească puțin lucrurile. Eu personal, gândiți-vă, în 1988, măritată cu Manole Filiti, care și ăsta fusese bandit, mare bandit. În ochii comuniști. Da, burghezul moșeresc. Nu la propriu. Moșie, Doamne ferește, moșie, chestii, vă dați seama, în tot felul de organisme de-astea economice, lucrase la Unilever, departamentul a
asiatic, povești, nu asta contează. Am fost repartizată la Arad. Vedeți, era un dispreț pentru om, un dispreț care se regăsește și acum în ce face Putin cu ai săi. Nu-i pasă, oamenii ăia nu contează, oamenii ăia trebuie să ducă după ideile lui. Așa și acum, atunci, isănăzare Elenei Ceaușescu, că noi suntem răsculați, ăștia hai să plece la Arad. Eu nu mai eram tânără, bărbatul meu era chiar pensionat. Ce făceam? Poate că nu muream de foame, dar nu ne-ar fi fost ușor. Cum să mai lucrezi în condițiile în care aici îți aveai un mediu, îți aveai un colectiv de lucru, niște biblioteci, arhive de care știai și pac, te duci unde? A fost ceva îngrozitor. Din fericire, că asta vă spuneam, erau și oameni cu capul limpede în jurul perechii dictatoriale și încet, încet li s-a explicat. Nu se poate să ai un institut de reputație internațională, corespondează în dreapta, în stânga, cum să-l desfințăm? Și mă rog, au fost câteva pensionări de-astea fortuite și lucrurile s-au aplanat, urmă a venit Revoluția și s-a isprăvit toată povestea. Și institutul e până ziua de astăzi. Ne îndreptăm spre ultima parte a emisiunii și n-aș vrea să ratez cu dumneavoastră și un anume aspect. Traversăm în ultimii ani niște veri caniculare în București. Am ajuns chiar la părerea unor specialiști care spun că prin 2050 nu prea va mai fi de trăit prin Bucureștiul ăsta. Cum era pe vremea tinereții dumneavoastră? Era la fel de cald? Eu trebuie să vă spun, știți, istoricul trebuie să aibă această însușire să nu înghită chiar tot. Adică în momentul când se lansează asemenea formulă, să te uiți puțin cum a fost. Și hai să vă spun un lucru, dumneavoastră, pentru București, pentru perioada interbelică, dumneavoastră știți unde a fost restaurantul China? Știu, mai tot bucureștean. În dreptul Cinei, când erai în piața Panatului, lângă Ateneul Român, era un termometru de 3 metri înălțime. Și neamurile mele, vă spun în perioada interbelică, că eu sunt născută în 38, deci ce-mi spun ăștia, se referea la anii 32, 33, 37, de multe ori termometru se ridica la 41 de grade Celsius. Regina Maria, eu editez jurnalul Reginei Maria, fără să aibă scrupulele lui Titu Maiorescu, care în jurnalul lui zi de zi întâi dă temperatura. Nu, ea nu făcea lucrul ăsta. Dar destul de des nota totuși gradele. Să știți că era frig. La 1821, 1830, e un personaj ale cărui memorii le-am publicat, se numește Nicolae Suțu. A fost un fel de ministru de externe al Moldovei. Este fiul ultimului domn fanariot al țării românești. Nu vă dau alte amănunte. Omul a lăsat niște memorii și în memoriile alea, la fel, dă temperaturi. Temperaturi uneori foarte mari. Temperaturi uneori foarte mici. Minus 15 grade. Și începe o teorie cu puneau ceapă să vadă câte foi de ceapă înseamnă că atâtea grade în minus, niște povești din astea, dacă vreți, resuri populare. Ce vreau să vă spun cu lucrurile acestea? Schimbările climatice, nu am senzația că în momentul de față sunt chiar atât de catastrofale, că sunt incomode, că există o creștere a temperaturii, chiar la București, determinată de tot betonul, de toată poluarea asta care întreține și păstrează temperaturile mari, e fără discuție. Că nu se va mai putea, exact limbajul acesta, că în 2050 nu se va mai putea trăi la București, exact limbajul ăsta este folosit dacă vă duceți la Paris. Exact același lucru spun și francezii. Va fi așa? Nu va fi așa? E greu de spus. Pentru că dacă ați ascultat aseară sau la altă seară,
un discurs al președintelui ONU. Dom'le, suntem în stare de criză, nu, totul se destramă, totul se descompune. Ce e povestea asta? Nu mai ține de noi să ne gestionăm viața? Să ne gestionăm relațiile cu vecinii? Cu vecinii în sens larg, nu da, foarte apropiat. E greu de spus, e greu de spus, dar părerea mea este că dacă nu păstrăm un ton de minim optimism, suntem pierduți. Mulțumesc foarte mult, doamna profesor, pentru tot, pentru amintiri, pentru istorii și vă mulțumesc și vouă celor care ați fost alături de noi. Așadar, există o mândrie de a fi bucureștean. Sper ca prin această emisiune a interviurilor neconvenționale să fi crescut puțin, măcar și cu un procent cât de mic. Până data viitoare, tuturor toate cele bune și să auzim numai de bine, aici în București.